Caz cumplit într-un sat din raionul Rezina. Un bărbat de 44 de ani și-a găsit în acest weekend fiul adolescent decedat. Ultimul și-a pus capăt zilelor cu armă de vânătoare deținută legal de tatăl său. Inspectoratul General al Poliției anunță că arma era păstrată în safeu conform normelor stabilite. Băiatul de 15 ani a găsit cheile safeului, de unde a luat arma de vânătoare și un cartuș. În context, Ministerul Educației anunță că a pus la dispoziția colegilor băiatului decedat un grup de psihologi pentru asistență. Totodată, copiii care sunt absolvenți de gimnaziu pot alege dacă susțin examenele în sesiunea de bază sau în cea suplimentară. În aceste condiții, poliția vine cu un apel repetat către părinți să comunice continuu cu copiii, să aibă mare grijă unde păstrează obiectele interzise pentru aceștia și să monitorizeze cum își petrec timpul, în special adolescenții. Explozia care a avut loc la finele săptămânii într-un tomberon cu gunoi din capitală a fost provocată de un tip de petarde, nu de grenadă, cum se credea inițial. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, pentru portalul Agora. Acesta a negat informația inițială, precum că în tomberon s-ar fi aflat mai multe grenade și a afirmat că ar fi fost vorba de petarde airsoft. În urma incidentului din 7 iunie, un bărbat a fost accidentat, fiind internat la Institutul de Medicină Urgentă. Acesta se află în stare de gravitate medie. Potrivit șefului IGP, nu se cunoaște proveniența sau cantitatea exactă a explozibilului, iar oamenii legii urmează să stabilească circumstanțele incidentului. Amintim că bărbatul accidentat este un muncitor care se ocupa de salubrizarea zonei, explozia având loc în momentul în care acesta a venit să arunce gunoiul. Un biciclist de 12 ani a fost tamponat la finele săptămânii trecute de o mașină la volanul căreia se afla o polițistă din Ialoveni. Accidentul rutier s-a produs în satul Văsieni, Ialoveni. Potrivit forțelor de ordine, șoferița este angajată a Inspectoratului de Poliție Ialoveni, iar la moment se află în concediu de maternitate. Femeia se deplasa regulamentar pe o stradă din localitate. După accident, ea a fost verificată alcool scopic, însă rezultatul a fost negativ. Victima, băiatul de 12 ani, este din aceeași localitate, iar după impact a avut nevoie de îngrijiri medicale. Un avocat din capitală a ajuns pe banca acuzaților, fiind învinuit de săvârșirea traficului de influență asupra persoanelor cu funcții de demnitate publică. În vara anului trecut, acesta a pretins de la un client de-al său între 2 și 3.000 de euro pentru a-i soluționa un dosar penal în care ultimul era bănuit. Apărătorul a declarat că ar avea influența asupra persoanelor care pot rezolva problema. Ulterior, avocatul a cerut de la denunțătorul său deja 6.000 de euro, bani pe care i-a primit sub controlul organelor de urmărire penală. La scurt timp după primirea banilor, avocatul i-a transmis clientului o ordonanță, prin care acesta era scos de sub urmărire penală și dosarul penal era clasat. Pentru infracțiunea comisă, avocatul riscă o pedeapsă sub formă de amendă, în mărime de la 150.000 la 200.000 de lei, sau închisoare de la 2 la 7 ani. Acesta pledează în continuare nevinovat. Aproape 4.000 de șoferi au fost trași pe dreapta în weekend pentru că au încălcat regulamentul circulației rutiere. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în ultimele două zile, 3.900 conducători auto au ignorat regulile de circulație rutieră. Dintre aceștia, 2.442 au depășit viteza stabilită pe sectorul de drum, 33 au fost prinși beți la volan, iar 592 de șoferi nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate. Tot în weekend, 162 conducători auto conduceau vehicul fără a avea cuplată centura de siguranță. 596 au oprit mijlocul de transport în locuri interzise, iar 135 conduceau mijlocul de transport fără a fi supus reviziei tehnice anuale.